România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Discuția de astăzi este de fapt despre încredere, căci atunci când faci o înțelegere cu cineva, temelia acesteia este pacea, buna înțelegere între părți. Iar pacea noastră a întregului continent a fost zguduită în aceste zile pentru o generație, poate mai multe. Cine are încredere că domnul Putin pleacă la el acasă și se ocupă de bunăstarea țării sale? Dar care sunt faptele în aceste zile de război? Ieri a avut loc o nouă rundă de negocieri față în față între cele două părți, Rusia și Ucraina. Se discută în aceste negocieri neutralitatea Ucrainei, nevoia ca aceasta să nu facă parte din nicio alianță sau nevoia ca pe teritoriul său să nu fie baze militare și, cu niște garanții de la statele occidentale, Ucraina ar fi de acord cu asta. Iar dacă cu astea ar putea fi de acord ucrainenii, cu siguranță nu o să fie de acord cu nicio concesie teritorială. Așadar, perspectivele unei întâlniri Zelenski-Putin par îndepărtate, ca și cele ale păcii totuși, dar în egală măsură să spunem că războiul este totuși dureros și pentru Moscova. Pierderi masive de militari, pierderi de echipament, sancțiuni economice fără precedent, nemulțumire în țară, cu siguranță, izolare internațională, este ceva cu care nu poți continua la nesfârșit. Poate de asta trupele rusești se retrag cumva din nordul țării, dar se întăresc în sud. Americanii spun că e vorba de repoziționare, nu de retragere. Ieri, când a apărut această informație, mulți au interpretat-o însă ca un semn de pace, mai ales că și de la negocieri veniseră semne îmbucurătoare, căci doar îmbucurătoare pot fi numite momentele când cele două părți stau de vorbă. Ministrul turc de externe a spus ieri că totuși s-a înregistrat cel mai mare progres din negocierile purtate până acum între cele două părți. Iar Rusia spune că retragerea trupelor este un semn pe care îl dă pentru a crește încrederea reciprocă între combatanți. Doar că noaptea au continuat bombardamentele în mai multe orașe ucrainene, iar locuitorii din Mariupol, știți deja, sunt luați ostatici. Acolo au fost semnalate crime de război, iar o parte a populației a fost răpită de ruși și dusă în zone necunoscute din țară. Nimeni nu răspunde de această chestiune. Ce vedem pare mult prea puțin pentru pace, dar tot e ceva. Sau poate că mai e și această ipoteză. Sau poate că Rusia este înfrântă și trebuie să iasă cât mai repede dintr-o situație dificilă. Poate Putin are probleme cu taberele politice de la Moscova. Cei din jurul său sunt împărțiți deja în grupări pentru pace și pentru război, iar asta face dificil chiar rolul său de conducător. Toate aceste planuri ar putea duce la un rezultat temporar, dar în ce măsură la unul care să țină ani buni? Pentru că, de fapt, asta e problema noastră. De fapt, după 35 de zile de război, unde suntem astăzi? Să căutăm speranță sau să ne pregătim și mai bine? Și aici o să începem dezbaterea noastră la România în direct. 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din lume. 0372069599. Ce părere aveți despre această nouă fază a războiului? Se întrevede posibilitatea păcii între cele două părți? Credeți că Rusia este înfrântă și se retrage, cum ar citi unii? Și, de fapt, acest război este de durată sau este pe cale să se încheie în momentele astea, în zilele astea, ținând cont de toate faptele? Încă o dată, telefonul 0372069599. Această emisiune este și pe Facebook. Vă citesc și acolo atât cât pot, fiind atent și la voi. Deschidem dezbaterea la România în direct cu Gabriel. Salutare, bine ai venit la noi! Salut, Cătălin, ție și ascultătorilor Europa FM, care nu sunt puțini. Nu trebuie să ne amăgim. Putin nu o să facă niciodată ceea ce spune. Trebuie să ne gândim cu un om așa puternic ca el, care toți marii șefi de stat sunt niște cățeluși, ori sună
Biden îl sună, Scholz îl sună, Macron. Biden nu mai sună. Biden, din potrivă, l-a întărtat. Au sunat. Ei, și cum s-ar simți el acum să plece cu coada între picioare? Hai să fim serioși. Nu. Eu, părerea mea este că și mă tem de ceea ce spun, să nu fie, hai să detrag trupele, să nu-i omor și pe ei mei. El a mai făcut o dată asta. El a mai făcut o dată asta. A făcut în Cecenia lucrul ăsta. Există un, așa zice, un casaviurt, e un acord de încetare a focului în Cecenia. Ce a făcut Putin? A luat bătaie într-o fază a războiului din Cecenia, a plecat de acolo 4 ani, s-a înarmat, s-a pus la punct și a pregătit războiul, s-a întors cu o forță destructivă care a transformat Cecenia într-o, într-una cu pământul, să spunem cinstit această chestiune. Eu cred că așa se va întâmpla și cu, în primul rând, cu Liovul. Cu Liovul? Păi la Liov n-au venit decât câteva rachete, îmi cer scuze. Da, pregătește pentru Kiev. Vrea să distrugă Kievul, că acolo este Zelenski. Uh-huh. E normal. Și mai vreau să mai spun ceva, să las loc și la alții. Toată chestia, eu cred că e numai pentru bani. Singura problemă, totul este economic. E ca și cum aș veni în casă la tine, Cătălin, bă, sunt nervos pe tine, hai să ne batem. Pac, ne batem, ne omorâm, dar ție ți-am făcut mobila praf, ți-am spart geamurile, ți-am omorât frigiderul și la sfârșit, bine, frate, hai, rămâi cu măta, cum zice Delia, știi? Eu plec frumos acasă și tu rămâi cu bagurile. Sigur, aliații s-au angajat să-i dea bani Ucrainei. Tot este economic, așa s-a întâmplat și în Afganistan, și în Siria, și în Cuba, și peste tot, nu? Ne-am bătut la ei, s-au bătut ei, americanii, rușii. S-a sfârmat ceva la Moscova, a coborât, s-a dărâmat vreun bloc. Nu, ei n-au ce treabă acolo. Asta e adevărat, că rușii, datorită doctrinei lor, care e de expansiune, au trăit în pace. Uite, foarte bună observație. În timp ce popoarele din jurul lor au fost călcate, da? Au avut de suferit din cauza politicilor astea. Și sigur că este economic, pentru că sunt multe teorii care spun de ce Putin avea nevoie de războiul ăsta. Putea să fie o parte geopolitică în care să-și conserve puterea în zona respectivă, dar există și un teribil război economic, iar Rusia vrea să-și mențină influența asupra zonei europene, unde are cel mai mare și cel mai bun client de gaze și petrol. Exact. Vrea să ne facă dependenți. Sigur că... Și Putin este conștient de chestia asta și Putin, eu sunt sigur că toate sancțiunile astea care s-au făcut, și astea, așa, pas cu pas, hai, azi îi mai dăm un șut în fund, mâine îi mai tragem de haină, oi, mâine îi mai rupem o mânică, nu s-au făcut din bloc toate. El le știa că așa se va întâmpla. Putin nu este prost. Asta e singurul lucru care nu-mi place de el, dar nu este prost. Omul știe, le are, e toxa, cu războiul, cu manipularea, cu... Da. Îți mulțumesc tare mult. Armand Goșu a tradus pe înțelesul nostru ce a propus Ucraina la negocieri. Un punct spune așa, declararea Ucrainei ca stat neutru în conformitate cu garanții juridice internaționale, state garante, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite, Franța, Turcia, Germania. Apoi un alt punct, garanțiile internaționale de securitate ale Ucrainei în temeiul tratatului nu se vor aplica în Crimea, Sevastopol și în părți din Donbas, înțelegeți de ce, acolo vor rămâne zone de conflict. Ucraina nu va adera la nicio alianță militară, nu va staționa baze sau contingente militare. Statele garante și Ucraina convin că în cazul unei agresiuni, al unei atac armat împotriva Ucrainei, sau, atenție, al unei operațiuni militare împotriva acestei țări, fiecare dintre statele garante, în urma unei consultări urgente și imediate, în termen de 3 zile, în exercitarea dreptului de autoapărare individuală sau colectivă, la articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, va acorda asistență Ucrainei ca răspuns și pe baza unei cereri oficiale a Ucrainei. Știți cu ce seamănă? Seamănă cu articolul 5 de la NATO. Asta vrea Ucraina în aceste negocieri. Cristian, e un semn de pace sau războiul ăsta va dura? Salutare! Alo! Salutare!
să respectul Cătălin și ascultătorilor la fel. Părerea mea este că nu poți să ai încredere în conducerea Rusiei. Și am să vă mai spun ce mai cred eu în sensul ăsta. Ne uităm la gustul amar al victoriei, referindu-ne la Ucraina. Pentru că toată lumea o să zică, hai că s-a oprit războiul, hai să lăsăm mai ușor cu sancțiunile, și asta din punct de vedere economic. Și Putin va ieși cu fața curată de aici și plin mai plin de putere. Pot să fac oricând ce vreau, când vreau, cum vreau. Deci zici că semnele pe care le-a dat Europa și Occidentul în momentul ăsta se vor duce și lumea se va întoarce la afaceri ca de obicei. Bineînțeles, hai că te ajutăm noi, Occidentul, să reconstruiești Ucraina, hai să o lăsăm mai moale cu sancțiunile, guvernul Rusiei va rămâne cu Ucraina și Donbasul. Cu Ucraina și Donbasul? Cu Ucraina, cu Luhansk, Crimea. Cu Crimea și Donbasul, da? Da, da, da. Așa, da? Adică va fi în situația anterioară și? Exact. Și atunci stau să mă întreb pentru ce toate chestiile astea. Pentru că nu s-a ajuns la nicio concluzie. Este foarte clar că nu poți să ai încredere în Rusia, pentru că deja e un recidivus. Se vede ceea ce s-a întâmplat în trecut, se întâmplă în continuare acum. Păi semne că Rusia a luat bătaie sunt destul de mari și destul de puternice, nu? Adică poate o fi învățat și Rusia ceva din treaba asta. Mă gândesc. Mă îndoiesc, pentru că anii trecuți n-am învățat nimic din Georgia și din Azerbaijan. Aha. Sau din Afganistan. Fac același lucru, aceleași distrugeri. Știi cine îți dă dreptate ție, Cristian? Există o analiză a lui Financial Times, a publicației prestigioase din Anglia, care zice așa, cu cât va dura mai mult războiul, cu atât mai mare va fi riscul pentru Occident, zic ziariștii de acolo. Și atrag atenția că sunt fisuri deja în rândul aliaților pe tema impunerii unui embargo privind exporturile rusești de petrol și gaz, da? Că Germania nu poate accepta chestiunea asta, că Statele Unite nu poate da atâta petrol și gaz în Europa cât dădea Rusia. Și încheie cu următoarea frază: până acum aliații occidentali s-au surprins chiar și pe ei înșiși cu solidaritatea lor de dragul Ucrainei și al securității europene, zice Financial Times, trebuie să sperăm că nu se va dovedi că gradul de unitate realizat până acum și-a atins deja potențialul maxim. Și cu cât acest război va dura mai mult, cu atât este mai riscant pentru Occident. Asta e și teoria ta. Însă, nu pot să nu iei în considerare că și Rusia a luat bătaie grav zilele astea. A luat, este foarte adevărat. Este foarte adevărat, dar ei vor ieși cu fața curată din toată chestia asta. Mă rog, poate vor ieși, poate vor ieși mai puternici, dar cu fața curată mi-e greu exact, să cred. Exact, nu cu fața curată, vor ieși mai puternici. Dom'le, fac ce vreau, când vreau și cum vreau. Da. E posibil să gândească așa, s-ar putea însă să n-aibă dreptate. Mulțumesc, Cristian. 0372069599. Semne de pace sau acest război continuă? Salutare, Răzvan. Vă salut, domnule Striblea. Indiferent dacă va continua sau nu va continua, în modul cald, în modul fierbinte, pentru mine e evident că paradigma economică și politică, în special la nivel european, s-a schimbat încă o dată în mai puțin de 100 de ani. Probabil că, bine, cu Putin lucrul ăsta ar fi fost teoretic imposibil, dar probabil o Europa împreună cu Rusia, sau mai bine zis Rusia împreună cu Europa, ar mai fi putut avea o șansă ca entitate în fața Chinei. Din păcate, de câțiva ani și lucrul ăsta se știe și oarecum aproape fatidic, cinic, se așteaptă cu cronometru momentul în care Statele Unite își vor pierde hegemonia în fața Chinei, dar în felul acesta, cu acest război, lucrul ăsta s-a accelerat. Rusia, în momentul de față, care are oricum o gravă problemă demografică, ca și Europa de altfel, care are grave probleme economice,
nu mai are altă șansă în această izolare decât să se subordoneze Chinei. Mie mi-e foarte greu să cred că regimul de astăzi, regimul lui Putin sau Rusia de astăzi, dintr-o dată se va dezmetici, se va spăla cu apă rece, va spune, dom'le, o eroare imensă, să resetăm totul, nici poveste. Și ce înseamnă asta pentru noi? Asta înseamnă că va trebui să ne pregătim pentru câteva, aș îndrăzni să spun, zeci de ani, așa, de strâns din dinți, de regândit societatea, de regândit armata, de regândit ideologiile. Nu vreau să spun despre extremă dreapta. Asta e valabil și pentru noi, pentru România și pentru țările europene. Da. Eu când spun România sau când spun noi, mă gândesc la Uniunea Europeană. Nu există România. Există Uniunea Europeană. Realitatea că fără Uniunea Europeană, de fapt, abia atunci Putin cu adevărat câștigă războiul. Războiul ăsta nu este neapărat despre Ucraina. Este, în primul rând, despre Rusia în interior, cum se orientează Rusia către Putin. Despre asta este vorba în acest război, nu despre Ucraina, Crimea, Donbas și Mariupol. Nu despre asta e vorba. E vorba despre cum se întoarce Rusia ca și floarea soarelui spre soare, Rusia cum se întoarce către Putin. Pe de o parte. Iar pe de cealaltă parte extern este vorba de cum poate fi dezmembrată Uniunea Europeană, astfel încât Germania lui Scholz să fie exact acea Germanie așezată la o masă de 6 metri în care Putin îl patronează pe Scholz. Unde n-a înțeles Putin? Vedeți, dictatorii au această problemă, că nu înțeleg. În spatele lui Scholz nu stătea un politburo. Stătea toată Germania. Ăla când s-a întors acasă, a fost luat la întrebări. Dom'le, tu nu te reprezinți pe tine acolo. Tu ai poziționat Germania la 6 metri mic. Sigur că imediat cancelarul Germaniei de a doua zi a avut dintr-o dată un cu totul alt discurs. Macron când s-a prezentat acolo, nu e judecat Macron, e judecată Franța. Bun. Asta Putin nu a înțeles. Ok. Și aici este, poate dacă vreți, cumva șansa noastră. Dacă reușim să ne resetăm ideologiile, în sensul bun când spun a reseta, adică mai puțin politically correctness și alte aberații, și aud că n-am verificat, dar era, mă rog, domnul Prelicianu, la emisiunea domnului Prelicianu s-a spus că pe site-ul ONU primul subiect este despre sclavagismul de acum 300 de ani, cum erau luați din Africa și duși în Antile. Da, deci genul ăsta de decrepit trebuie să înceteze. Apoi, Europa trebuie să-și recapete industria, să sperăm că America își va recăpăta industria și în felul acesta putem să sperăm că se resetează încă un factor geopolitic, dacă vreți. Am înțeles punctul tău de Am înțeles, Răzvan, punctul tău de vedere. Parțial sunt de acord cu ce spui. Am și scris pe blog orele astea că pe noi, cel puțin pe români, ne așteaptă o situație foarte complicată în care avem de refăcut sau de făcut niște reforme absolut fundamentale și dacă nu înțelegem acum, în al 12-lea ceas, în al 13-lea, că războiul a început, nu o să le mai facem niciodată. Dar urmărindu-ți teoria foarte frumos și bine explicată, te întreb, te abduc în actualitate, pe teren. Ce înseamnă acest mod de a vedea lucrurile pentru orele, zilele următoare de război în Ucraina? Unde suntem? Eu cred că suntem așa. În momentul de față se retrag trupele din zona Kievului și le vom revedea săptămâna viitoare atacând în forță în Mariupol și în Donbas. În forță. Ce înseamnă în forță? Nu am văzut până acum. Okay. Fără milă. Asta înseamnă că războiul nu se va sfârși. Asta înseamnă, da? În niciun caz. Va continua. Până când? Următoarele 2-3 săptămâni vor fi cele mai crude, cele mai nemiloase săptămâni ale acestui război. Vor fi
la limita distrugerii a tot ce e uman acolo. Și se va termina când? Și se va psihic oamenilor. Se va termina când? Când se va termina? Da. Domnule Striblea, mă credeți că mă înfioară să vă răspund? Nu vreau să vă răspund. Mă înfioară să vă răspund. A, nu, nu va fi nuclear. Ah, okay. Nu, nu va fi nuclear. Asta e o amenințare scrâșnită din dinți. Dar va fi cum? Adică tu crezi de fapt că se va termina când el își va atinge obiectivul, nu? Da. Cu 1997. Da, obiectivul este așa. Obiectivul este așa. Cum cred eu? Toată punga care este acum formată din Kiev, zona Donbasului, Mariupol, până înspre Crimea, toată punga va exploda plecând dinspre Donbas și va refula până după Kiev. Inclusiv Kievul va cădea. Kievul va rămâne Ucrainei. Da. Ce nu va mai rămâne Ucrainei? Sigur, Donbasul, nimic din Donbas, Mariupol nimic, nordul Crimeei nimic, poate le vor lăsa Odessa, poate. Mulțumesc, adică, va rămâne Ucraina. Adică o Ucraina împărțită în două. Mulțumesc tare mult, Răzvan. Foarte interesant punctul tău de vedere. Vom reveni și la relația cu China. Poate merită această întrebare pentru noi ca români să ne spuneți într-o zi, domnule, cum vedeți China și relația noastră cu China? Reprezintă o amenințare pentru felul nostru de a fi și pentru viața noastră? Dar până atunci rămânem în Ucraina, cu Ovidiu. Salutare, ieri au fost negocieri de pace, o mică euforie da. Acolo, cele mai importante progrese, un pic de armată retrasă de la Kiev și, totuși, bombardamentele au continuat. Ce crezi? Semn de pace sau... Bună ziua, domnul Cătălin. Scurt, ceea ce uităm noi, că totuși trăim printre imperii, imperiile au fost și vor rămâne. Asta este părerea mea. Era foarte clar, din punctul meu de vedere, că niciodată Rusia nu a acceptat NATO lângă ei. De aici a pornit totul. Adică să pornim cu începutul. Nu va accepta. Da, bun, sunt de acord cu asta. Drept dovadă vine ea lângă NATO. Știi că eu am mai spus asta. Asta e rău când te duci tu la ei și e bine când vin ei la tine. Dacă nu acceptă NATO... Da. Vor rămâne o zonă tampon. Iar rușii, clar, Mariupol, din punctul meu de vedere, nu va mai fi niciodată oraș. Rușii, odată ajunși aici, fiind și persoane rusofone în zona respectivă, inclusiv tot estul, și inclusiv au pus mâna pe cărbune, cele două mari centrale nucleare și parte de agricultură, nu vor ceda niciodată la lucrurile astea, pentru că indiferent ce va fi, va fi. Spuneți când se va termina războiul. Întreb. El va continua probabil până ei își vor atinge scopul de tot teritoriul este vorba, pentru că ei nu pot să intre în teritoriu în care sunt foarte mulți ucraineni. Nu vor putea după aia să stăpânească zona respectivă. Iar probabil se va îmbina foarte bine cu noua pandemie care va veni pentru nou sistem financiar, care iarăși ar trebui să învățăm din istorie. Când a fost marea criză financiară, tot din punctul meu de vedere, au avut nevoie de un război. Adică, din punctul meu de vedere, va veni o resetare fantastică. Apropo de subiectul de ieri, când ați vorbit despre cine ar mai face credit în ziua de astăzi, pe 30 de ani, probabil cei care lucrează cu statul sau anumite persoane. Ăsta e punctul meu de vedere, pe scurt. Da. Având și emoții, nu prea... Da, eu nu, vedeți că mulți oameni cred într-o... Când vorbesc de resetare, și nu știu dacă la asta vă referiți, când vorbesc despre o resetare, vorbesc așa de un plan mondial, o chestie care mie îmi scapă și despre niște butoane. E o teorie care circulă acolo în zona aur. Nu vă referiți? Sau la asta vă referiți? Nu, neapărat în zona aur. Vedem ce se întâmplă. Adică nu... Totul parcă e prea concentrat și, din punctul meu de vedere, pandemie va fi de acum continuă. Întotdeauna va fi iarăși un virus și iarăși un virus. Trebuie să ne învățăm să trăim cu el. Mm. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, mai multă credință în Dumnezeu, asta e părerea mea. Da. Iar noi ca țară, noi, România, tot timpul am așteptat Vestul să ne ajute, așa și Ucraina speră să-i ajute Vestul. Eu cred că Vestul îi va ajuta în măsură în care se va ajuta pe ei.
și probabil anumite persoane în Ucraina vor fi favorizate, ca peste tot. Da, mulțumesc tare mult. Eu când vorbesc de resetare, mă gândesc la un interviu mai vechi pe care Iulian Fota l-a dat la podcastul lui George Buhnici. Vă recomand să-l căutați, să-l ascultați. A fost o discuție foarte lungă înainte de începerea războiului. Și eu nu mă gândesc niciodată așa cum gândesc unii, că domnule, vine cineva și trage niște butoane sau că vor veni pandemii dirijate de cineva. Dar în schimb, mă gândesc tot timpul în chestiunea resetării că Rusia are probleme nerezolvate după anii 90 și încearcă să le rezolve acum. Și că aceste probleme nerezolvate ne includ și pe noi. Iar în privința războiului local din momentul ăsta, în mod clar că Putin nu se poate întoarce la Moscova bătut ca în momentul acesta, probabil va încerca să mai obțină câteva lucruri care, pe care să le coafeze ca o victorie. Andrei, salutare, ești la România în direct. Vă salut cu respect, domnule Striblea. Vreau să spun mai multe lucruri, o să încerc să fiu cât mai succint, că au o logică. Vreau să încep doar printr-o observație legată de marea resetare de care s-a discutat acum și de Rusia, pentru că există o falsă concepție în rândul multor susținători ai Rusiei și a lui Putin, cum că acesta ar fi un erou care se împotrivește marii resetări și globalizării excesive a umanității. Vreau să le dau o veste proastă. În octombrie anul trecut, în Rusia s-a deschis al 15-lea centru pentru dezvoltare și cercetare pentru a patra revoluție industrială, adică exact ceea ce promovează Klaus Schwab, Forumul Economic Mondial și cartea lui Marea Resetare și acest proiect. Deci Rusia nu este contra acestui proiect, să nu se iluzioneze nimeni că Putin e un supererou, pentru că nu ar mai fost acolo. Trecând la tema emisiunii, trebuie să ne întoarcem puțin în timp ca să vedem unde duc negocierile de azi și unde se va opri acest măcel. Trebuie să ne întoarcem puțin în 2013, pentru că acolo se află rădăcinile acestui conflict, din păcate. În 2013, societatea ucrainiană era divizată cam jumătate-jumătate pro-Rusia, pro-Occident. Și exista un procent de circa 20-25% nehotărât. La conducerea Ucrainei erau partide și politicieni pro-ruși. În momentul acela a avut loc acel Euromaidan, despre care multă lume spune că a avut și o influență externă, care a schimbat radical orientarea Ucrainei de până atunci către Rusia, Belarus, Uniunea Euroasiatică și a întors-o către Occident. În momentul acela ați văzut, evenimentele s-au succedat rapid. Rusia a intervenit în Crimea, a pedepsit Ucraina pentru această schimbare de orientare geostrategică. De cetățenii săi, da. Pentru că Rusia nu poate să fie de acord cu cineva care are alte opinii în coasta sa, da. Exact. Și de acolo s-a declanșat tot. Și a început și conflictul din Donbas, unde e minoritatea aceasta numeroasă rusofonă. Din păcate, în acești 8 ani, acolo au fost crime făcute de ambele părți și s-a ajuns cumva la o situație aproape, cred eu, ireconciliabilă între rusofoni și ucrainofoni în regiunea respectivă, pentru că 8 ani de luptă și măcel zi de zi lasă traume pe termen lung. Acum, trecând la negocierile care au avut loc înainte de război, eu am urmărit foarte atent și am văzut că Rusia a negociat, nu știu, timp de 6 luni cu toate părțile care au vrut să negocieze, dar ei au avut mereu aceeași listă de cerințe, începând cu Ucraina neutră, drepturi pentru minoritatea rusă, demilitarizare și așa mai departe. Pe astea le-au obținut, zile pe alea pe care rămân în suspans. O remarcă vreau să fac legat de aceste negocieri. Din păcate, faptul că nu s-a cedat la niciun punct din ce s-a solicitat e una dintre cauzele care au dus la izbucnirea conflictului. Iar acum vom ajunge cumva, după un măcel de câteva luni și nenumărați morți, cumva la lista pe care Rusia a cerut-o la început. Deci e o chestie tragică aici, și cred eu că este un eșec al diplomației internaționale. Aici te contrazic. Eu cred că războiul izbucnea și dacă Ucraina se făcea preș în calea rușilor în momentul ăsta
și spunea, băi, vă dăm și neutralitate, dăm baze, dăm tot. Cred că acest lucru este vital pentru Putin, pentru recucerirea unui spațiu mai mare decât Ucraina. În continuare, Ucraina este doar o parte a acestui proiect. El ne include... Eu nu cred asta. Nu crezi? Eu nu cred asta. Nu crezi că Putin... Păi, Putin este cel care a cerut ca NATO să își ia garanțiile de securitate, inclusiv de pe România și Polonia, și să ne reașezăm cu zona gri, tampon, pe datele din 1997. Adică Rusia, Polonia, Ungaria, Cehia... Zonă de manevră. Asta este dorința sa. Ar dori ca... Ce se întâmplă? Îmi cer scuze. Nu cred că știm niciunul dintre noi ce vrea Putin, în afară de el. Cred că nici cei din cercul lui imediat nu știu exact ce vrea Putin. Noi putem doar să facem niște presupuneri mai bine sau mai slab argumentate. Dar crezi că vrea bunăstare, pace, democrație? Nu. Pentru că pentru ruși, în general, în istoria lor, aceste concepte sunt străine, cu excepția unei minorități marginale. Chestiunea este că la o negociere te duci cu cerințe maximale din care cedezi o parte ca să ajungi la ceea ce vrei de fapt. Asta este definiția unei negocieri. Părerea mea este că Rusia a cerut retragerea NATO pe aliniamentul din 97 ca o cerință maximală, dar ceea ce voiau să obțină era de fapt Ucraina. Și asta e părerea mea și cred că o negociere are o logică în sensul ăsta. Îți respect părerea, mulțumesc. Ar fi excelent să fie așa. Noi ca români am putea spune gata, domnule, să se încheie, nu? Eu n-am încredere în Rusia. Sincer, după toți anii aceștia în care oameni obișnuiți, oameni care l-au criticat pe Putin, au murit, au fost omorâți, au fost trași de curent, au fost deportați, au avut parte de procese ilegale, ani în care s-a intrat cu armata în Crimea, în Ucraina, în care un dictator este ținut la putere în Belarus, sunt convins că odată lăsați ar face rele mai mari decât astea. Ionut, salutare, ești la România în direct. Bun găsit și bună ziua, domnul Cătălin. Părerea mea este, cum a spus și colegul de dinainte, exact Rusia, cred că asta vor să facă ei. Vor să-și ia teren cât mai mult, să ajungă ce a fost odată, când a fost ei, în 1900 și ceva. Vor să-și întindă, să extindă teritoriul, părerea mea, ca să-și ajungă cum a fost ei. Dar eu cred că nu o să poată să facă acest lucru, deoarece suntem o țară aliată ca majoritatea statelor europene și asta îl descurajează pe el, că a avut și niște chestii care nu i-a plăcut lui, cu scutul antirachetă de la Deviselu. Spune-mi mai curând, Ionuț, unde sau dacă în ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore ai văzut vreun semn de pace sau de încetare sau de repunere a lucrurilor la locul lor? Eu ce am observat din media și din televiziune și de pe internet, au ajuns cât uși decât la o înțelegere, dar nu știu ce fel de înțelegere, nu pricep nici eu aici, pentru că el bănuiesc că vrea alt interes. Și apar pe internet tot felul de filmulețe că din prin zona Kievului încep să se retragă. Da, să retrag, bine, au și fost bătuți, o parte dintre ei se duc în Belarus, dar avem informații clare că altă parte merg în sud, iar autoritățile americane atrag atenția că, domnule, nu e chiar așa, este o repoziționare, și declarația pe aici, un oficial din administrația Biden spune așa, nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de anunțul Rusiei, ci dimpotrivă, să fim pregătiți de noi agresiuni. Credem că mișcările forțelor rusie din jurul Kievului reprezintă o regrupare, nu o retragere, spune acest oficial. Da. Dar eu bănuiesc, să zicem, că ei fac o pauză, pentru că au început să ducă lipsă de armament, de combustibil, bani sau candus, să zicem, așa, și fac o pauză să se înarmeze din nou, să-și facă provizii. Nu mai dau nume, un post de televiziune spunea că era tot așa o discuție, un talk show, precum că ar fi cerut mâncare sau bani de mâncare de la coreeni.
La Nord Coreeni, da, da, nu știu dacă au azi mai micus, da? Cred că Rusia încă are resurse, mulțumesc tare mult, Ionuț, Rusia cred că încă are resurse să ducă acest război, mai ales că din Europa tot îi mai vin niște bani, chit că e vorba și de ruble, sunt foarte hotărâți pe exercițiul acela al lor în care vor plata gazului în ruble. Florin, salutare, tu închei România în direct astăzi. Semne de pace sau va continua acest război încă multă vreme? Va continua. Din păcate. Sau nu. Sau ar trebui să ne gândim un pic. Vis-a-vis de mica dilemă pe care ați avut-o cu un radioascultător anterior, ce vrea Putin, dacă vrea mai mult sau dacă vrea mai puțin, cred că aveți dreptate amândoi, pe termen scurt, vrea mai puțin, adică vrea Donbasul, vrea tot sudul Ucrainei, dar pe termen lung mă tem că lucrurile sunt mult mai complicate. Cred că ar trebui să ne gândim bine ce ar însemna ca Rusia să-și atingă, fie și în parte, obiectivele în Ucraina. Asta ar însemna un dezastru pentru NATO, un dezastru pentru Uniunea Europeană, un dezastru pentru Statele Unite. Și asta din perspectiva faptului că în lume, în momentul acesta, sunt multe conflicte înghețate sau ținute sub control până în momentul acesta. Și aici putem să începem să înșirăm o Coreea de Nord, o Sirie, un conflict chino-japonez, un conflict ruso-japonez, o Serbie. Vă rog? Taiwanul. Taiwanul, da, sigur, insule din Pacific și tot așa. O Serbie în mijlocul Europei, care o Transnistrie, sunt atât de multe, o Georgie, un Israel cu Gaza, sunt atât de multe conflicte ținute înghețate în acest moment. Ei, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă Rusia își va atinge măcar parte din, nici măcar toate obiectivele, parte din obiective, ce s-ar întâmpla cu toate aceste conflicte care acum sunt înghețate. Vă să zic că vom avea un discurs și un comportament mult, mult mai agresiv al Coreei de Nord, al Siriei, multe lucruri se vor dezgheța, conflictele vor reapărea pe principiul, uite că se poate. Mama Rasia ne-a învățat cum să facem. Vă să zic că totul este să vrem și americanii nu pot ajuta pe toată lumea oriunde în lume, e numai gura de ei, iată au plecat din Afganistan, iată au plecat din Europa. Ce s-ar întâmpla când toate aceste conflicte vor reapărea pe glob, iar America, poate pe bună dreptate, ar spune, măi, Europa, ia descurcați-vă voi singură cu Rusia aici, că sunteți o grămadă de flăcăi, UK, Franța, Germania, Italia, Spania, da? Că eu mă duc să sting niște incendii în altă parte a globului. În secunda în care America își va lua ochii de pe Europa, garantat, multe state din Europa vor trece în barca cealaltă. Mulțumesc, și haideți să mulțumesc. Nu ne ferim, dar vom continua, Florin. Vom continua, știu statele, le avem aici, Ungaria, Serbia, Bulgaria încă acum are o conducere. Pregătiți-vă pentru altfel de ani. Aceasta este concluzia acestei emisiuni. Niciodată nu ne vom mai întoarce la 23 februarie 2022. Resetarea aceea, sigur, conspiraționistă, există sub altă formă. Ea este încercată acum de natură geopolitică, iar problemele vor fi cu duiumul, cum se spune, pentru noi și aliații noștri. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct, de azi se încheie aici. Spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.